Share, toată lumea, share, 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 share. Toate live-urile să rămână fără oameni. Să vină toată lumea aici. Să vină toată lumea aici. Toate live-urile să rămână fără oameni, toată lumea să vină aici. Repede, 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 toți. Share toată lumea, share toată lumea, toată lumea, toată lumea, toată lumea, toată lumea, toată lumea. Toate live-urile să rămână fără oameni, da? Share toată lumea. Share, 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 share. Suntem 7000, suntem puțini. Mai da share, mai da share, mai da share. Mai da share, 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 toată lumea. Repede, repede, toată lumea share-uri. Repede că suntem puțini. Toată lumea după toate live-urile să vină acum în momentul ăsta aici, da? 8000 de persoane, repede. Încă o dată un share, toată lumea 8000. Toți 8000. Deci toți 8000, încă o dată un share. Repede, repede, să luăm toată lumea după toate live-urile posibile, cam un mesaj pentru voi. Ați înțeles? Că e să cardește mult în țara asta, să vorbește mult, să cardește mult, să tot ce zboară, să mănâncă. Dați un share, 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 share. 9700, încă o dată un share, încă o dată un share, ultimul share, ultimul share, ultimul share. Da? 10200 de persoane, ultimul share, da? Suntem 10200 de persoane. Toată lumea un share acum. Vă rog, respectați pătați. Vă rog frumos pătați, da? Ultimul share. Uite, când ajungem la 1000 de share-uri, atunci începem să vorbim, da? 900, suntem 11.000 de persoane. Asta înseamnă, mă. Asta înseamnă. Bun, 1000 de aprecieri. Bă, oameni buni. 1000 de distribuiri. Bă, oameni buni, să vă trească familia voastră. Ascultați-mă puțin ce vă spun. Hai să-mi dau puțin în lumină. Așa. Bă, oameni buni, să vă trească familia voastră. Eu totdeauna vreau să vorbesc cu dovezi, nu cu vorbe, ca ai versi pe pereți. Da? Am intrat cu băiatul ăsta, cu Alex. Nu mai are rost să nu-i pronunț numele, să nu astea, pentru că până la urmă am intrat și cu el acolo, i-am făcut jocul, până la urmă ai înțeles ce zic, nu e niciun fel de problemă. Ideea e în felul următor. Omul ăsta m-a înjurat numai de copii. Știți bine toată lumea, m-a înjurat de copii, m-a înjurat de toate alea. Eu și dacă aș vrea să-l înjur de copii sau de ceva, nici nu știu ce are. Nu știu dacă are copii, dacă are câine, dacă are purcel, dacă are... N-are nici câine. În fine, să-i trească familia lui. Ascultați-mă puțin ce vă spun. Ideea e în felul următor. Eu, Dani Mocanu, bă, voi nu v-ați obișnuit, bă, voi sunteți... Bă, mă iertați. Bă, voi sunteți nebuni ăștia de acasă? Bă, voi sunteți nebuni ăștia de acasă? Păi voi sunteți nebuni ăștia de acasă când eu sunt înjurat de 10 ani de zile pe toate platformele astea? Păi voi nu v-ați obișnuit că intră Gheorghe din pădure, că intră X care are 1000, 2, 3 pe dreapta și el, că intră unul care stă în burtă, că intră unul care vorbește bă. Voi nu v-ați obișnuit că intră toată lumea să mă jure pe mine de morți, de familie și de copii? Nu v-ați obișnuit? Eu nu m-am obișnuit. M-ați înțeles ce zic? Voi, băi, am foarte mare ură pe voi, pe oamenii de acasă, că sunteți foarte creduli. Băi, sunteți în România, ascultați-mă puțin ce vă spun. Sunteți în România și vă rog eu în sufletul meu să mă credeți că dacă dau un bidon de bere Bucegi de la 2 litri lui vecinul ăsta al meu, intră pe live și înjură pe toată lumea de copii. Ăștia sunt oamenii care mă înjură pe mine, Dani Mocanu, de copii, m-ați înțeles ce zic? Se vorbește în toată țara asta că eu sunt prăduitor, că am legat pe nu știu cine. Mi-a spus băiatul ăsta acum, pe live, Alex, da? Că domnule, ne atașe și nouă dosarul, să moară familia mea. Să moară familia mea. Cu toate scuzele față de toți oamenii din dosarul ăla, de la Târgoviște, cu toate scuzele față de toți prietenii de acolo, toată lumea și așa mai departe, voi atașa rechizitoriu, da? Și poate să confirme și Costel Litrașcu, cine știe cine e Costel Litrașcu, da? Oamenii după stradă și vagabonții știe cine e Costel Litrașcu, da? Poate să confirme și el, pentru că lui i-am arătat. Pentru că și el crede la fel, domnule, ești prăduitor. Păi uite-mă, Costele, cum să fiu prăduitor? Uite viața mea cu acea. Ai înțeles ce zic? Și a văzut omul și a zis, da, domnule, corect, să moară familia mea. Astăzi să moară familia mea, Denisa, te pup. Astăzi să moară familia mea, dacă trece ziua asta, până nu voi atașa dosarul. Dar atenție ce vă spun, să vă trăiască familia voastră, ascultați-mă. L-ați auzit cum s-a jurat băiatul ăla? A zis așa, pe mormântul lui mama mea, mă jur, și al tatăl meu, s-a jurat pe mormântul părinților lui. Da? S-a jurat pe mormântul la părinții lui. A zis, mă jur pe mormântul la părinții mei. Acum în capul vostru, dacă el e șmecher și calificat,
un șmecher dacă s-a jurat pe mormântul la copiii lui și vede că a greșit-o și că eu îi demonstrez că am dreptate, mai intră peste jurământ, mai face peste jurământ sau se dezleagă, se duce la biserică. Se duce la biserică după, George Vertical te pup. Se duce la biserică după să se dezlege cum ar fi, domne, da, doamne iartă-mă că a avut dreptate Mocanu. E, astăzi, 22.000 de persoane pe live la ora 1 și în sfert ăsta e Dani Mocanu. Ăsta e Dani Mocanu, da, e înjurat Dani Mocanu de morți, de familie, de copii, de-aia îmi luați băi copii în pulă, băi, ca să știți de la mine. De-aia pentru oamenii ăștia de sus, cam cea mai mare notorietate pe România asta. Ați înțeles ce zic? Așa lăutar fraier, cu voce, fără voce, cum spuneți voi, am cea mai mare notorietate pe toată România asta. De ce? Pentru că am fost drept, corect și cu sufletul înainte totdeauna. M-ați înțeles ce zic? Și totdeauna voi cardiți lumea. Ați înțeles ce zic? Vorbiți mult, vorbiți prost, amenințări. Hau să moară, că să facă, ducă nu cu tare, îl prind, îl bat, îl fac, îl trec cu tare. Astăzi, o să atașez rechizitoriul dosarului, să moară familia mea dacă nu atașez rechizitoriul dosarului. Astăzi, la ora 8, în seara asta, la ora 8, la ora 20.00, când fac extragerea, că fac extragerea pentru abonații mei, da? Când fac extragerea pentru abonații mei, că am abonat tot din cauza asta, că am fost supărat cu ăștia care mă înjură pe mine pe aici, când ați înțeles ce zic, așa? Astăzi, la ora 20, când fac extragerea, o să aduc în discuție și subiectul ăsta și o să atașez rechizitoriu. Și dacă e ca mine, Alex Stoica, să-ți moară familia ta, că nu te înjur, dar te-ai jurat tu pe mormântul la părinții tăi, pe mormântul la părinții tăi te-ai jurat că nu mai intri în veci în viața ta pe live dacă e ca mine. Acum ne arăți tu cât de șmecherești și cât de calificat ești tu. Mai înțeles ce zic? Gata, vă iubesc, vă mulțumesc, suntem 24.000 de persoane pe live, la ora 1 și un sfert. Ăsta e, mă, Dani Mocanu, să vă trăiască familia voastră, m-ați înțeles ce zic. Am intrat totdeauna în subiecte de-astea urâte și în clinșuri, în înjurături, din cauza faptului că eu mi-am asumat mereu ce am spus. Mi-am asumat mereu, m-ați înțeles ce zic, și de-aia am avut de câștigat în viața mea și am mers mereu înainte, că am fost drept cu sufletul oamenilor și am spus lucrurile pe nume. Că în România asta nu există niciun să spună lucrurile pe nume. Și s-a autosesizează șmecherul X, șmecherul Y, domne, te-ai referit la mine, te-ai referit la mine. Păi ce faci, mă, dacă ești șmecher, intri pe live și mă întrebi pe mine dacă m-am referit la tine? Da? Păi un șmecher, mă, mafio, șmecher, nu știu ce spune, dă-l, mă, pula mea pe Mocanu, Mocanu e cu artiștii lui, cu alele lui, Loran, te pup. Așa face un șmecher adevărat. Dă-l, mă, pula mea pe Mocanu, Mocanu e cu artiștii lui, cu alele lui, și face alele lui pe acolo, ce stai eu să îl sun pe Mocanu sau să intru pe live să... Un șmecher adevărat nu vrea notorietate pe aici. Cine vrea notorietate suntem noi artiștii. Eu vreau notorietate pentru că, de fapt, nu mai vreau. Am vrut, mi-am dorit, am câștigat notorietate prin ceea ce sunt eu astăzi. M-ați înțeles ce zic? Am câștigat notorietate, mi-am dorit notorietate, să câștig un ban, o pâine. Dumnezeu mi-a dat. Da? Acum, oamenii ăștia, mafioții ăștia, taca, 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 m-ați înțeles ce zic? Vor notorietate. De ce? Că se câștigă un bănuț, că mai agăță o găgică, că cu tare, că cu tare, pentru că nu mai e. Auzi, nu mai e. Nu mai e, frații mei, nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani. Și dacă scoatem 1000, 2, 3 pe live, asta nu înseamnă că avem bani. Bani sunt alții. Ați înțeles ce zic? Banii înseamnă altceva. Banii înseamnă să ai conturile grase acolo. În fine, fiind foarte mare amărăciune și foarte mare sărăcie, m-ați înțeles ce zic, pur și simplu, oamenii vin și câștigă notorietate pe aici. Mă înjură pe mine, că sunt cunoscut, îl înjură pe la, m-ați înțeles ce zic, și oamenii pică în cap canalul și crede mafioții. Ați înțeles ce zic, frații mei? Dar nu este așa. Am rugăminte la voi toată lumea când îi vedeți, dați-le raport, toată lumea să vă trăiască familia voastră și nu mai fiți, bă, proști, că sunteți proști rău ăștia de acasă, care îi credeți, m-ați înțeles ce zic? Păi vă convine vouă când vedeți pe X, pe Y, că ei intră pe live, mai sunt și de aia cu lipsă cât în dinte și face, bă, gămești, bă, copiii tăi. Bă, azi la ora 8.00, deci 20.00, ne vedem live și atașez dosarul meu, tot dosarul meu îl atașez aici pe live, deci ne vedem la ora 20.00. Nu uitați, că a spus omul ăsta, s-a jurat pe mormântul la copiii lui, dacă am dreptate, dacă mai intrat vreodată în viața lui pe live. De aici încolo, din seara asta o să vedeți caracterul lui, ce fel de om e, dacă mai intră pe live, dacă eu am dreptate. Haide-vă!